Salutări, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la emisiunea Casa Marea și alături de dumneavoastră sunt eu, Tatiana Nidzelcu. Astăzi ne vom aduce aminte cum se pregătește ciolomaua și mămăliga în satul Dălinscă. Bună ziua! Bună ziua! Îmi pare bine că ați venit, mă cheamă Aculina și vreau să vă fac cunoștințe cum gătea bunica mea, mama mea și acum gătesc eu pentru nepoatele mele. Vreau să vă pregătesc ciolama din pui tânăr și începem să facem ciolama. Haideți. Am tăiat un puișor, l-am băcățit. Acum să-i dăm foc mai tare. Punem o țâră de ulei. Poți să trecem cum faci? Îl prăjiți anume în ceaun. În ceaun. Turnăm ulei. Ulei de floare de soare. De casă ulei. Da. Acum el o țâră de răsărită. Acum el o țâră să ardă și punem bucățelele. Puișor tânăr. Ce bucăți din pui le punem? Ce bucățele? Copănași, aripioare, copănașile astea. Puișor foarte, foarte fragi. Adică și chișoarele, tot merge. Și rânză, și ficatul, și picioarele, și gâtul, și cap, tot merge. Siu. Da, punem bucățelele. Tot așa, le-am pus. Și acum luăm o lingură. Deci eu un șchirgăriel n-am găsit eu. Nu l-am găsit de dată. O prăjim, frumusel, îi punem o țâră de sare, un coleac să prăpăleasă și apoi mai punem o țâră de sare. Și speții mai adăugit? Piper negru, îi punem piper roșu, îi punem petrușcu, coleac de leuștean, îi punem schi gustos. Acum îi punem o țâră de sare, să rumenească el mai bine. El foarte repede se pregătește, că e tânăr. E tânăr cu cocoșelul și repede tare să face ciolomaua. Da, că din cocoșul bătrân se face răcitură. Răcitură facem din el, răcitură, da. Face la paște de răcitură din cocoș. Mai punem o țâră capacă, că mai repede. Mai amestecăm o țâră. Și apa pe urmă o tăieți. Da, o țâră. Acum și acum încep să tai ceapa. Până se prăjește el, eu tai ceapa. Și o tac. Și acum mă pui să tai ceapa eu. Uite așa o tai. Uite așa. Mai mărunțică. Ia mai multă zeamă să lasă și mai gustoasă. Ciolomaua iubește foarte multă ceapă, atunci e gustoasă când are ceapă, să lasă zeamă de la ceapă și îi dă gust. Așa facea bunica mea și m-a învățat să ți-l dești așa, să nu-l tai, să fiu atentă. Da, da, cu cuțitul. Da, trebuie să fim atenti. Tac, mai tai și cu. Dar și cuțit interesant aveți. Da, asta e special bucătărie. Eu numai cu așa cuțite mari lucrez. Cu micitele nu pot să lucrez. Dumneavoastră doar sunteți ca bucătar profesional. Da. Gătiți la sărbători. La nunți, la sărbători mari pregătesc. 43 de ani am lucrat. Și încă mai lucrez la ospătărie, la școală. Hrănesc copiii. Care au fost cele mai interesante bucate care le-ați gătit? Foarte interesant a fost când am făcut sărmăluții cu frunze de viță și le fac foarte frumoase eu. Și le faci mărunțele ori mărunțele? Ele și le fac așa rotunde, așa cu ciup le fac, ca trufelea. Aha. Știți? Deci foarte interesante. Și toată lumea să miră. Cum le faci? La mine așa s-a deprins mâna, așa mama făcea mea și pe mine m-a învățat așa să fac sărmăluțele frumoase. La noi tot socoate că cel mai bun e, adică cât e de gospodina bună,
cu atât mai mărunțele trebuie să le faci sarmalele. Dacă, dacă sunt mășcate, dar nu zici că e așa, mai repede le-au făcut ca... Repede, repede. Da, da. Le fac mâncheluțe, la toți le place și eu singur mă stăru să le fac bune. Amu, trebuie ceapa să înrumenească? O țiră ori... să rumenești, o țiră alea, să moaie. Și pur mai punem făină, o țiră, piper roșii punem. Nu înroșiți cu de la patlajele roșață? Ciolamaua nu. La ciolama pui numai piper roșii sau piper, tamar de piper pui. Da, așa pui. Din paprică, care din dulce să fie, să care fie de casă iute. Să fie, da. 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 Tare iubesc nepoțelile mele. Iubesc. El îți primește zama și e carne, e moale, e plină, e plină cu zeamă, cu soc, așa. Soc are. Da, da. Pot să... E foarte gustos. Suși fiecare os. Osișor. Fiecare osișor îl suc. E gustos. De obicei, ca la ciolama, ca un garnir, ce se poate de făcut? Se poate de făcut o leacă de pirea. Fetele mele iubesc tare fidea. Le fac fidea, prostă fierbea. Gricică, nu cel mai mult merge la ciolama pirea. Din cartofi. Fac. Și mămăligă. Și mămăliga asta în primul rând ea merge, în primul rând mămăliga. La copii le fac pirea, dar noi oamenii, ele nu prea, nu înțeleg gustul de mămăligă, că ele sunt de la oraș, de la Odessa, venit la bunică. Și ele mă întreabă ce e asta. Eu vreau să le rămânesc că asta e cașă de făină de popșoi, curuznă cașă, așa le rămânesc. Că nu înțeleg ei ce-i mămăligă, că de alte mamă sau măcar numai mămăligă cu lapte acru și cu brânză. Dar ele nu. Ele sunt fitli. Măsă îi spui lui fata, mamă, tu le gătești? Mamă, mine, n-am timp, mama. Eu n-am timp să gătesc așa cu vremea tale. Ei tu își trimite la mine să le fac eu mâncare. Și să duc acasă și spună, mamă, la bunica așa e de gustoasă mâncare. Ea face așa, ea face așa, ea ne face chiruș, ea ne face aia. Le place mâncarea de sat, le place mâncarea de la bunică. Așa-s fetițele. Noroc pe urmă să le gătească mamă să ceva. O rog, mama pâine plăcintă de-a lui bunică, pâine sărmăluțe de-a lui bunică, mâncare mai mult de asta de casă, știți? Ele cum fac un borș, o supă așa, dar ele mâncare de casă, vor sărmale, plăcintă. Ce-o mai iubesc, acum pui ușori să ajung și eu le tai și rip de rip de ușor și ele... Pâine și o leagă de pirea. Eu zic, eu vă fac mamă legă, dar ele nu pirea pâine. Ce mai iubit, e ca plăcut și gustoasă mamă legă, eu o țin minte când mama făcea scrob în tava. Și e pe jumătate de tava făcea scrob, dar pe altă jumătate jumeră le prăjea. Și e ca noi făcem ursuleț, noi punem așa ca un, luăm o lingură de mămăligă, o topșăm cu mâna și pe urmă punem pe mijloc ori scrob, ori brânză și o strângem, o facem cu o gogoașă și e ca o mâncam. E ca asta era așa, gust din copilărie, știți? Eu le făceam mămăligă când erau copiii mei, mămitei, le făceam mămăligă, o răsturnam frumos și pe urmă luam, o tăiam așa frumos cum să tai tortul. Și puneam un sloi de mămăligă, pe urmă le puneam brânză și o leacă de unsorică așa. Pe urmă iar mămăligă puneam, iar brânză, iar unsorică și iar... Și le făceam trei sloi. Și le puneam într-un supnic mare, le puneam lapte acru de oaie. Și le tăiam. Ea se punea frumos așa și o tăiam cu oțișoară așa și așa. Și se punea așa treugolic și le puneam lor în farfurie și ei luau cu lingura lapte acru și puneau și mâncau frumos de acolo. Și așa le plăcea și acum a fost acasă și ne spunea, pâine mămăligă de aia care ne făceai în copilărie. Zic, vă face mama și le făceam, tot așa le-am făcut. Și o ceapa noastră se ruminește câte o leacuțică. A să fie foarte gustoasă, puișor tare tânăr, tare, tare. Ca să prăjească carnea mai gine, trebuiește cu capac ori fără? Fără capac. Fără capac, ea mai gine. Ca să nu strângă apa, da? Da, dar ea să evaporește toată apa și ele să ruminesc și să fac frumoase. Amintre ele hierb mult. Dar el e puișor și el nu trebuie să hierbă mult. El trebuie să ruminească și punem ceapa și el pe urmă așa se tușește, să obținem să cui. Punem o țăr de apă și... Dar dacă îl hierbim cu capac, îl tușim cu capac, e toată carnea se desface după oase.
spectacol. Noi de acum s-a ruminit la țărât. Uh-huh. În coleac așa mai lăsăm, să nu s-a arde ceapa. Le facem așa frumos. Tăvoaua asta, așa contemporană, cum sunt amut din chiatră, din... Că și părere dumneavoastră aveți? Ce e mai bun? Astea care apar noi, tăviele no, și un... Astea care sunt din vechi, din bătrâni. Uite, astea se închicea un elul bunica mea era. Avea o toartă de sâr mai aici. Și ea cu el făcea, cum vla cu dânsul, tot timpul el făcea. Deci ea spunea că mâncarea în tuci, uite care ce unul de tuci, cum așa se numește. Cel mai gustoasă din, mâncare. Ciugun, chiar ciugun, el... Da. Mai am încă unul tot, ala de acum e negru, dar tot în el fac mâncare, că ne drag. Dar în ziua de azi chiar nu găsești din ciugun de am ăsta. Am ciugun de alea de tuci de la bunica încă mai am, dar alea de acum sunt negri. Dar asta a fost mai prăstat la bunica, mai prăstat așa și eu l-am... Era cu o sârmă legată, i-am scos sârmă, eu și l-am frecat și îl țin așa. Că el de acum, vă uitați, și el de acum e negru, dar... Îmi place de el. În alea mâncare se face gustoasă tare. Acum punem o țâră de pipier. S-o dată la o parte de la foc, nu-i strașnic? Uite așa. Punem deci asta e paprică. E dulce, nu vine iute. Nu. Asta e dulce, paprică. Iute nu fac nepoțiile, nu mănâncă iute. Facem dulci tot. Culeac așa se asta el. Și îi pune și făină. Și-o la ma. E ușor. Ai ușor cuțitul, da. Foarte mult cuțit. Mă un culeac să pășească, că ele se fac mai rușoare, mai frumușele se fac și mai gustoase se fac. Acum să-i punem o țâră de făină, culeac să roșească el, și-i punem și făină o țâră. Că să fie ce lămau mai... să nu fie zeamă goală, dar să fie așa o leac... Mai deasă. Mai, da. Făina spune acum, ori poți să o pui și pe urmă, adică le dau jacul și da, mai pui. Da, dar eu pui acum că e mai gustoasă. Ia o leac făină. Eu tot spun la început de atâta că pe urmă când după apă o adaugi, apoi îți fac boțuri. Da. Și stai și te joci acolo. Da. Fiecare boțșor. Acum o pui că să mai ruminește o leacă și e mai gustoasă, ne-mi pare. Și nu se fac așa gomăluși, cum spuneți dumneavoastră. Numai nu e deodată iau salfetcuță. Și el de drept dat suge toată da, apa toate, care toate este. Da, toată zeama o suge. Și eu și acum mai pun o țâră de apă. Asta tot se faci pe foc tare? Ori acum la un moment ori apă, îi dau foc încet. Uite, îi pui apă și foc încet, șur. I-am dat tare că pui tânăr. Trebuie să prăjească. Da. Și i-am dat tare că pui tânăr. Când e găina mai asta, mai bătrână, îi punem o țâră de apă, punem o lui, îi dăm drum la carne tot și până punem o țâră de apă, îi punem capacă și focul încet. Și încet să pregătești. Dar pui tânăr, deodată trebuie să-l ia focul, el e tânăr, el dacă îl fierbe mult, el să asta... Chică de pe oasă. Chică toată carne de pe oasă. Eu să-mi iau o cănuță, turnăm o țâră de apă, și îl lăsăm acum. Apa trebuie de adăugit cât? Așa ca să privadă prin carne? Da, să vadă carne. Acum noi să ne uităm. Țăra să mai pui. Da, un miros gustos. Un puișor de casă, tânăr. Asta-i mai pui o țâră de apă, încă o țâră îi mai punem și îi punem căpăcuță și îl lăsăm să fiarbă. Sio, noi mai mult nu-i mai punem, că lui a să fie destul. Sio, îl lăsăm uite așa și el o să înceapă încet, o să îi punem căpăcuță
Așa, să fiarbă și încet. Și să fiarbă încet, încet, încet. Noi pe el l-am așezat. Începe mămăligă? Da. Sau de acum? Uite, apa fierbe de mămălig. Gata, fierbe. Tak. Punem o țiră de sare. Da. Sare îi punem. Dă-ne încă o leacă, все. Все, snuhim mult. Și acum punem câte o țiră, câte o țiră punem făină. Făina trebuie să fie mai mășcată. Mai mășcată, că atunci mămăliga e mai gustoasă. Uh-huh. Acum nu mai este făina care era înainte. Era da, o făină, da, cu totuși alt gust și mai greu să-i fierbi. Asta de care în tipul de astăzi, ea să fierbi o leacă mai greu. Și am... Să schimbați, să primești că sorturile este de păpușoi. De păpușoi, nu mai sunt aia ca, care... Ca să poată să crească prin alte regiuni, mai... Acolo, eu zic, putem să stângem. Все, eu da? Aici opriez, dragă. Все, opri. Gata. Сейчас быстренько, пока... Acum, până de asta înhert, așa, să-i dăm și lua asta încet. Așa, câte o țără, câte o țără, câte o țără. Cam cât la cât apă puneți acolo la... Cât făină de păpușoi și ori la ochi. Eu fac la ochi. La mine de acum... Nu, ca să asta el vine... El vine ca o... cum, o cașă de orez, de stea, adică unul la doi? Orezul pui la un kil, pui 250 grame de orez. La un kil de apă, eu pui 250 grame de orez. La grecică pui două pare de apă și un par de grecică pui. Două eu putet le șerp cu unul la doi. Și uite așa, câte o țiră, câte o țiră îi pui și o lăsăm să fiarbă. Să nu se facă gomoloș, trebuie să amestecăm așa. Amestecăm, 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 amestecăm. La mămăligă, ies primești că e gata atunci ca când se face mărginuța asta, când care să faci... juchești singură. Da, când se face când... mărginuța asta, să ruminiești. Uitați-vă cum s-a luat, vedeți? Uh-huh. Uite, da, cum s-a... da, da. Asta înseamnă așa de că mămăligă... Parcă... Scoașe. Da, da, uite, ia, uitați-vă uite cum să ia ea. Vedeți, ea s-a luat da, singură. Da, da, ies, asta ies înseamnă că de acum mămăliga noastră e gata. Da, uite așa, apucăm. Stați că 99 de cârpi. Cât cârpi n-ai adus la bucătărie, totul tot n-ai puțin. Tot n-ai puțin. Da. Să-i cu ajutorul Domnului. Așa. Uitați-vă la ea. Bravo! Super! Începem să o tăiem frumos. Uitați-vă la ea. Dinte frumoase. Da. Ne-am stăruit. Uite așa să facem mămăliguța la noi. Ediția de astăzi a ajuns la sfârșit, iar eu vă reamintesc că alături de dumneavoastră am fost eu, Tatiana Nizelcu, și echipa televiziunii Graiul Public din Odessa. Vă dorim multă sănătate și toate cele bune!